Regret foarte mult că seară de seară acești mesageri ai Partidului Comuniștilor duc lumea în eroare, folosind în mod irresponsabil situația la moment, dar și promovând minciuna ca argument despre moștenirea care au lăsat-o ei și în special despre acțiunile care urmau să le întreprindă pe ultima sută de metri. Iată, eu dau citire pentru prima dată conținutului unui document cu statutul de secret intern semnat de doamna ex-ministru Larisa Șavga și expediat la 15 aprilie 2009 doamnei Zinaida Grăceanu, prim-ministru al Republicii Moldova. Deci subliniez, un document care era prezentat în condițiile în care au trecut doar 10 zile de la alegeri din 5 aprilie 2009. 1. Micșorarea plafonului de acordare a burselor de studii elevilor din instituții de învățământ secundar profesional de la 100% la 70%. Economii posibile 17 milioane lei anual. 2. Micșorarea plafonului de acordare a burselor de studii elevilor din instituții de învățământ mediu de specialitate, colegiile, de la 70% la 50% și așteptau o reducere de cheltuieli la capitolul învățământ de 5,85 milioane lei. Mergem mai departe. Ne facem datoria până la capăt. Micșorarea plafonului de acordare a burselor de studii studenților din instituțiile superioare de învățământ de la 70% la 50%. Economiile, după cum scrie doamna Șavga, și menționează aici că documentul a fost coordonat cu Ministerul Finanțelor, așteptau economii de 14 milioane lei. Și atenție, care era atitudinea fostei guvernări față de cei ce numim noi viitorii savanți ai Republicii Moldova, tinerii cercetători științifici. Iată ce propunere, sau iată cum intenționau să pedepsească tinerii care au ieșit și au protestat pașnic în Piața Mare a Adunării Naționale. Micșorarea plafonului de acordare a burselor de studii studenților ciclu 2 din instituțiile superioare de învățământ de la 70% la 20% sau economii de 3 milioane lei. Achitarea integrală a taxei pentru cazare în căminile de învățământ de către toți beneficiarii, excepție fiind copiii orfani și persoanele aflate sub tutelă. Dacă astăzi copiii care sunt cazați în căminile școlilor profesionale, colegiilor sau universităților achită de la 10 până la maxim 20-24%, iată, conform acestor propuneri, urma ca fiecare elev, fiecare student să achite integral cazarea în căminile studențești. Micșorarea planului de înmatriculare a elevilor și studenților din instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate cu 30% comparativ cu anul de studii 2007-2008 sau aproximativ, atenție, cu 55% în raport cu anul de studii 2008-2009. Economiile posibile la acest capitol urmau să constituie 47 milioane. Nu am găsit niciun document care ar confirma cele spuse dumneavoastră că aceste propuneri au fost respinse de către cineva. Nu există de hotărâri de guvern, nu există hotărâri a Colegiului Ministerului Educației. Deci acestea au fost intențiile dumnealor sincere. Vineri am găsit acest document și vineri am venit, astăzi, vineri am decis să convocăm conferința și azi vă aduc la cunoștință acest lucru. Discutăm suplimentar după 28 noiembrie. Deci este o întrebare la care eu vă răspund dumneavoastră după 28 noiembrie. Mai sunt oameni serioși, responsabili și cinstiți, chiar și în cadrul fostei guvernări. Tot la comuniști vine acest document. Mai sunt oameni care nu au fost incluși pe lista lor sau au fost incluși acolo unde ei nu-și doresc. Și iată acum începe-i mulțumirul Voronin. Măcar mai bine mai târziu decât niciodată o fac.